Pasagerii cu rezervări afectate de această modificare sunt informați în mod automat cu cel puțin 14 zile înainte de data călătoriei și li se oferă alternative de zbor pe alte rute, în cele mai apropiate date posibil. Clienții care au rezervat direct prin intermediul wizzair.com sau aplicația pentru mobil vor primi o notificare prin e-mail în care li se oferă modificarea gratuită a rezervării, rambursarea integrală a banilor achitați sau 120% din suma plătită sub formă de credit de companie. Frecvența săptămânală a curselor Suceava-Milano se reduce de la 4 la 2 în perioada 11-18 martie și de la 5 la 2 în perioada 18 martie-2 aprilie. Cele două curse săptămânale de Bologna se anulează în perioada 11 martie-2 aprilie, iar zborurile Suceava-Roma se reduc de la 2 la 1 între 11 și 25 martie și de la 3 la 1 pe săptămână între 25 martie și 2 aprilie. Programul de zbor revine la normal după 2 aprilie 2020.